La Sighetul Marmației se va reconstrui prima sinagogă din Europa, după ce aceasta a fost arsă din temelii după deportarea evreilor. În acest loc, considerat sacru de evrei de pretutindeni, urmașii dinastiei de rabin Teitelbaum au decis să construiască în amintirea înaintașilor o sinagogă nouă. Aceasta va fi amplasată în imediată apropierea locului unde a fost așezat templul original, în acel loc fiind astăzi monument Holocaustului. Organizația Satmar Beirach Moshe are invitați oaspeți de seamă la ceremonia de așezare a pietrei de temelie a sinagogii, ce va fi înălțată la Sighet. Evenimentul de sfințire va avea loc duminică, 21 mai la ora 16, în prezența a 280 de rabini din dinastia Teitelbaum, în frunte cu marele rabin Aaron Teitelbaum. Sinagoga este importantă pentru că a fost sediul rabinilor ortodoxi Teitelbaum, cei care conduc și acum comunitatea ortodoxă în Statele Unite. Locurile au fost sfințite în urmă cu 3 ani de rabinii Teitelbaum.